E calbe, nu știu exact cum. E și un pic năpârlit, știi? Da. Sau și ciondănit, măgari. Unde-i smaraldă? Uite aici. Aici l-am captivat eu. L-ai prins. L-ai prins rățuie de un smarald acolo. Mamă, tu toți handicapați cât de e. Dă-i să vedea cum se simte. Toată lumea, fii atent la filmare. Catwalk. Un rățuie. Da. Da. Astea smaralduri sunt mai mari sau spitice? Spitice, nu? Spitice, nu? Spitice, atâta, cum ar veni. Nu mai cred. Mai erau tot așa, cum se numesc? Caiuga, ales mari. Da, da, de carne, tot așa, da, da, ales. Da, asta e frumoasă tare, smaraldul. Bă, asta e frumoasă tare, sunt interesante tare. Hai, că ai ieșit și tu într-un final, ursule. Uite aici, pisicuța asta. Mai motherfucker. La final ai ce tot? Ce e Chucky? Chucky. Avem aici pe Chucky. Mare. Pai. Așa, bine, gata, gata, gata. Aici e tineretul de anul ăsta, o parte din tineretul de anul ăsta. Cocoș de Phoenix argintiu. Aici e o familie de potârnichiu, de Phoenix potârnichiu. Mii de flori pe Isabel. Tot mii de flori. Italiana argintie și niște bibilici albe. Hamburg. Familie frumoasă de Hamburg. Thank you.
Finlandia. Uite pe aia neagră cu roșu pe acolo. Da, nu are pereche. Da, și nu mai găsește. Să fiu plin de rac. Ai frumos tare, nu am spus ce zic. Am un fetiș așa cu rac. Îmi pui din ceachii acolo, în capăt, uite la acolo în cușcă. Uite? Ceachii. Uite în cușcă. A, mai e un cățel. Da, dar încă n-a ieșit. De-aia zic să ai grijă. Da. Asta e, cum ai spus că e? Bahamas. Bahamas? Ce ciu care e ciudat. Foarte, e foarte interesante. E interesante. Seamănă cu mandarină și carune. Uite și încă una mai în spate. Aia ce mai e? Nu știu sigur. Câte specii are aici? Cred că cel puțin 10 specii. Mai multe și plus multe varietăți de culoare. Da, și culorile, da. Are multe, nu știu. Cred că 20 de specii, de specii de toate. Da, sunt, cred că 15-20 sau toate are. Și mare și ăsta, cred că cât are, vreo 10 metri pe 4-5 metri? Mai mult are. Nu, mai puțin, vreo 8, cred că are pe 4 metri, cam așa. O pe 4, cam așa. Oricum e mare, adică chiar sunt multe. Da, da, ideea e că a mai fost un lac acolo. Aha. Gen, avea două. Uite, încă una interesantă am văzut. Până anul trecut au avut toată curtea liberă, gen tot. Ah. Numai că mâncau tot gazonul. Da, mâncau gazonul. Și erau libere peste tot. Și au fost, nu știu, mult mai multe, încă o dată atâta. Da, a fost să înceapă sezonul, când o să aibă boboci, acum o să fie mult mai mult. Să fie plin. Da, îți dai seama că nu, se mulțesc. Ce faceți, mă, acolo? Mandarina. Păi,
E de ce alb, tot mandarină, e de altă culoare? Nu, e carolină. Carolină? Carolină, jambala. Dar e standard acolo. Care e standard? Cum e standard? Adică culoarea aia white. Care? Aia după tracă? Da. După scândură? Da. Se vede mult mai bine din partea asta. Da, de acolo bate, da. Exact. Și asta încerc să vă zic și eu, să las camera așa să le filmez mai bine. Deci când mă uit la asta, mă relaxează maxim. Asta vreau și eu în spate acolo să fac genul ăsta. Să fac și eu măcar unul pe un sfert cât e ăsta, nu îți țin atât de mult, că n-am spațiu. Mă dau un sfert, dacă îl fac 4 pe 2, ții 5-6 perechi, lejer. Dacă ai spațiu, gen, să le lași libere într-o grădină sau așa, ții mult mai multe. Da. Deci tot așa operate și lăsate libere cumva. Da. Le merge mult, mult mai bine. E dificil să le faci chiar o volieră mare, să acoperi tot. Te dai pasă. Seama. Și costă scor și greu și da. Dar așa, dacă le opera cu toate... Și plus că e mult mai plăcut să vezi atâtea, știi, exact. Din atâtea specii, nu știu, cum ai zis și tu, foarte liniștitor. Da, te liniștești așa, stai aici, două ori, n-ai treabă. Îți pui un hamac, o băncuță. Și stai să vezi când începe bobocei să iasă, păi da, e foai. Da, super, păi super. Păi cam într-o săptămână, două, cred că încep să iasă de acum. Uite, da, ce. Într-o lună de bobocii? Bobocii deja încep să iasă. În două, trei săptămâni încep să iasă. La mine cam într-o săptămână, o săptămână și ceva ar trebui să iasă primi sper. Ce frumos să văd și cuibale la acolo, în capul. Dar și cu totul, așa, e genial. Nu știu la care să te uiți, pe care să o analizezi mai bine. Ce faci, fetiță? Hai afară, hai! Ce faci acolo? Ce e tu? Gata, am plecat, am plecat, te las în pace. Gata, 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 gata. Am înțeles, te lăsăm, gata.